Campania Apel pentru Sinistrați s-a încheiat în județul Dâmbovița, însă după ce foarte mulți oameni au primit ajutor. În acest sfârșit de săptămână, un ultim transport a plecat în județul Giurgiu, comuna Prundu. Este vorba despre două camioane însoțite de un aro militar, care au transportat 3 tone de alimente și bunuri de strictă necesitate pentru sinistrați. Militarii din Curtea de Argeș au trimis și ei câteva ajutoare, care au fost transportate tot de camioanele militare dâmbovițene. Nu numai Ministerul Apărării Naționale a dat dovadă de această aplecare către cei sinistrați, toate autoritățile publice locale din județul Dâmbovița, toate instituțiile care au fost implicate în această campanie și-au dat tot aportul pentru buna desfășurare a acestei campanii. Campania Apel pentru Sinistrați, căreia i s-a alăturat și televiziunea Târgoviște, a durat o săptămână, timp în care 7 tone de alimente, pături, saltele, îmbrăcăminte groasă au fost colectate în Dâmbovița și distribuite sinistraților. Nu uităm principalele personaje care au ajutat aceste companii, cetățenii municipiului Târgoviște, vă pot spune la această dată, sunt aproximativ 400 de cetățeni care au contribuit la această campanie și aproximativ 15 firme din Târgoviște care au contribuit la strângerea acestor fonduri. TTV le mulțumește tuturor dâmbovițenilor cu suflet mare care au donat în cadrul acestei campanii, demonstrând că le pasă de necazurile semenilor lor.